Acum provocările lor sunt comunicarea, au frică de multe chestii, încearcă să se integreze, iar integrarea ar fi o provocare pentru ei, pentru că trebuie să te integrezi în diferite grupuri. Ar fi pentru ei o chestie foarte tare, că i-ar pune în evidență, i-ar ajuta și i-ar face mult mai comunicativ. Consider că această oportunitate pentru mine m-a ajutat în dezvoltarea mea și în să comunic mai bine, să nu mai plec așa din grupul repede, să stau, să vorbesc, să comunic, adică mai mult la comunicare m-a ajutat și să cunosc oameni noi. Să fie foarte comunicativi, să spună ce au de spus și să fie foarte sigur pe ei, întotdeauna. Niciodată să nu se dea la o parte, să pună întrebări, că sunt ascultați, că și eu am fost ascultat și sunt, și tot timpul să, nu știu, fie curioși de anumite chestii. Și o să învețe foarte multe chestii de aici și o să iasă sigur cu ceva.